Fotbalul din Craiova, la ora actuală, are o echipă, să zic, bunicică. Nu-mi place la ea, parcă n-are omul de gol. Pasează frumos, joacă frumos, însă ratează foarte mult, nu marcă. Credeți că aveți șanse la campionat? Să zic 25%. Dacă se aproximez. Părerea mea, fiecare are. Urmăriți campionatul României, nu? Urmăresc campionatul României și îmi plac. Totuși, cred că lotul cel mai bun și așa e tot Clujul. Cu toate că eu aș vrea să fie una din provincia noastră. V-ați fi așteptat, pentru că a scris toată istoria Universității Craiova, v-ați fi așteptat să treacă atât de mult timp ca Universitatea să ia, adică să aștepta atât de mult până Craiova va lua un nou campionat? Credeam că atunci când a venit Craiova Mare, Balaci, trupa care a câștigat campionatul, se va menține liderul, adică dragostea de fotbal va fi foarte mare și se va renunța greu la dorința de a da. Așa cum e și în viață, nu toate își doresc să se întâmple. Aveți un mesaj pentru jucătorii actuale ai științei? Dacă s-ar putea, aș dori să lupte cu aceeași ardoare cu care luptam noi pe teren, care nu luptam pentru bani, luptam pentru orgoliul, pentru spectatori. Ce jucător vă place de la Craiova? Portarul îmi place. Mirko Piliacini, portarul da, italian. Da, portarul îmi place.